Lucrări ample pe drumul județean 563, mai exact între localitățile Punghina și Oprișor. Este vorba despre un tronson cu o lungime de 16 km, asfaltat în proporție de 99%, iar acum se toarnă cel de-al doilea strat de asfalt. Cu sprijinul președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, Mehedințul a fost scos la propriu din oroaie. Lucrările de reabilitare și modernizarea drumului județean 563 se desfășoară într-un ritm alert. Se toarnă deja cel de-al doilea strat de asfalt. Este vorba despre tronsonul de drum cuprins între localitățile Oprișor și Punghina. Una din principalele priorități ale președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, este modernizarea infrastructurii rutiere în județul nostru. Iată că acum în Punghina se asfaltează în interiorul localității, se pune al doilea strat de asfalt. Mă bucur că și vremea n-a permis. Constat că oamenii sunt destul de bucuroși că se face această lucrare, mai ales că s-au făcut și accesele la proprietăți, urmează să se facă și trotuarele, astfel încât centrul acestei comune va arăta foarte bine. Asta și datorită contribuției pe care o are Consiliul Județean realizând acest proiect de asfaltare a drumului județean. Acest proiect are ca sursă de finanțare fondurile europene și am semnat contractul de finanțare încă din 2017 cu ministrul dezvoltării de la vremea aceea, din guvernul PSD, tocmai pentru că la vremea respectivă, până când s-a pierdut de fapt guvernarea, PSD-ul a acordat o atenție deosebită atragerii de fonduri europene. Iar eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean, în toată perioada guvernării PSD, am primit un sprijin extraordinar de mult și de la ministere și de la guvern și de peste tot de unde a fost nevoie. Tot ce se lucrează astăzi în județul Mehedinți de către Consiliul Județean Mehedinți, fie că vorbim de fonduri europene, fie că vorbim de fonduri de la bugetul județului, se datorează în cea mai mare parte sprijinului constant și masiv pe care l-am primit de la guvernul PSD. Oamenii să aibă încredere în Partidul Social Democrat, în noi pe care i-au ales în această toamnă să conducem destinele județului Mehedinți încă 4 ani de zile. Să aibă încredere că ceea ce am făcut în acești ani vom face în continuare când ne vom ocupa de sănătatea dumnealor, de infrastructura rutieră, de apă și de canalizare, de tot ceea ce este necesar astfel încât toate utilitățile să le aibă peste 4 ani la un standard și mai ridicat decât l-au acum. Este o lucrare mult așteptată de locuitorii comunei Oprișor, dar și de locuitorii din Punghina. Cetățenii sunt mulțumiți de această investiție realizată cu sprijinul Consiliului Județean Mehedinți, întrucât acest tronson nu mai fusese asfaltat de mai bine de 30 de ani. Sunt încântat să văd modul în care se lucrează, cum arată, mai sunt câteva mici detalii tehnice, cum ar fi scurgerea apelor în această zonă la primărie, unde va fi și o parcare frumoasă aici. E foarte bine pentru că tot ceea ce am promis noi, iată, se realizează, a prins conturi, e în fază de finalizare și sunt foarte încântat că și cetățenii din această localitate sunt mulțumiți de activitatea noastră. Eu felicit constructorul, dar în special îi felicit pe locuitorii din această zonă, că iată, au un drum la standarde moderne. Foarte frumos a venit, bine asfaltul ăsta în comuna noastră, sunt foarte bucuroși de lucrările, în special de calitatea lor. De calitatea, că am mai avut asfalturi pe aici și n-a fost așa de calitate ca ăsta. Foarte mulțumit sunt! Investiția face parte din lotul al doilea al proiectului care cuprinde reabilitarea, modernizarea 112 km drumuri județene, cel mai amplu proiect de infrastructură din județul Mehedinți din ultimii 30 de ani, implementat de Consiliul Județean Mehedinți cu sprijinul guvernului PSD.